Mai mulți fermieri din Gorj s-au asociat și vor să înființeze prima mare plantație de șofran din țară. Un lot experimental a fost cultivat deja, iar investitorii așteaptă rezultatul. Cooperativa îi ajută să obțină subvenții și reduceri la impozite. Primele fire de șofran au început să crească pe terenurile cooperativei din comuna Bustuchin. Lotul e unul experimental. Dacă plantele vor rezista peste iarnă, agricultorii se pot considera bogați. Șofranul este unul dintre cele mai scumpe condimente. Ideea cu șofranul este o idee binevenită. Am văzut cu sistemul cooperativelor din Spania, care eu cred că este un sistem foarte bun. 35 de proprietari de pământ s-au înscris în cooperativă, convinși că solul și condițiile climatice sunt prielnice pentru cultivarea șofranului. Inițiativa au avut-o 4 cetățeni spanioli. Nu există, până acum nu există șofrane în România. Și până acum am făcut un experiment și dacă va merge bine, până acum a mers bine pentru că a prins 80%, 90% și sperăm că tot. Cooperativa de la Bustuchin e prima de acest gen din județul Gorj. Nici în țară nu sunt prea multe astfel de asocieri. Fermierii sunt reticenți pentru că e încă vie amintirea CAP-urilor comuniste. Cum vi se pare o cooperativă? Am impresia că e tot cam un pui de cum a fost înainte. Noul sistem de cooperativă agricolă nu este ca cel vechi. Spre deosebire de ce a fost, terenul rămâne al cetățeanului. Asocierea în cooperative aduce agricultorilor acces la subvenții și fonduri publice. Mai mult, membrii săi beneficiază de reduceri și scutiri de taxe și impozite. Orice proprietar de pământ sau de animale se poate înscrie în cooperativă și devine astfel acționar.